Povestește-ne puțin faza golului. Ai reușit să marchezi după o fază ciudată acolo. A căzut mingea pe capul lui Campanu, o greșeală, și tu ai reușit să speculezi și să marchezi. Da, am schimbat puțin sistemul ultimele două meciuri și reușesc să ajung și în careu. Și uite că am avut norocul să ajungă mingea la mine. Mulțumesc domnului și tuturor care m-au susținut în perioada asta grea. Și e primul gol al tău în acest sezon, în acest campionat. Da, așa este. Am o statistică mult mai rea decât anul trecut. Dar sper să fie un pas, un nou început, de fapt, de acum încolo. Aveați nevoie de această victorie pentru a vă descătușa, pentru a vă liniști puțin după un start de an, cum nu se poate mai rău. Da, foarte rău startul. Ce vreau să zic, că când vorbeam cu băieții de la Craiova și în timpul meciului am schimbat câteva fraze și acum după meci, ne pare rău că n-am fost tocmai fair play meciul ăsta, dar sper să ne înțeleagă și ei, pentru că aveam nevoie foarte și foarte mult de cele trei puncte și deci noi nu conta, eram gata să facem orice ca să ieșim din această situație. Așa că ne pare rău, dar trei puncte sunt la noi. Și sunt trei puncte care vă ridică puțin și în clasament, scăpați de locurile alea de baraj, ajungeți pe locul 11, puțin mai... Da, noi, sincer, ne uitam așa în clasament și înțelegeam cu capul că câteva, să zic, una, două victorii la rând ne pot ridica mult mai sus, pentru că e strâns clasamentul. Și era decât nevoie, cum am zis, de cele trei puncte, care în sfârșit le-am obținut azi. Sper să le obținem și miercuri și la următorul meci. Mulțumim. Mulțumesc și eu.